Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest clip vom testa un stick de la SanDisk, modelul UltraFlare, conexiune USB 3.0. Pe față scrie că e de 64 de GB, deși puteam să iau pe celălalt de 128, dar acesta a avut o reducere de 60% și zic, oricum mai mult de 64 nu am nevoie. Viteza de citire de 150 de MB, dar până nu prea ne interesează lucrul ăsta. De foarte multe ori ne interesează viteza de scriere. Dar nu o să vă spun acum, e mult mai joasă față de aceasta, dar este suficient pentru ce am eu nevoie. Față de 10 MB scriere, cum este acest sticker. Dar o să o vedeți puțin mai târziu. Haideți să-l scoatem de aici. Avem pe spate ceva, ce e asta? E un cod? Na, interesant. Ok. Cam acesta este. Partea aceasta este din plastic. Made in Malaysia. Aha. Nu e fabricat în China. Plastic transparent. Interesant. Nu arată rău, sincer. USB 3.0. Dacă văd pinii respectivi din spate, da, se văd. Gata cu vorbarea aia, haide să trecem la teste. Prima dată să introducem stick-ul în USB 3.0. Inițial stick-ul era formatat în FAT32, însă eu l-am formatat în NTFS pentru a putea copia fișiere mai mari de 4 GB. Ce teste vom face pe acest stick? Cu două programe, Crystal Disk Mark, cel din partea stângă, și AutoDisk Benchmark, cel din partea dreaptă. Hai să începem deja. Stick-ul este pe F. Da, să vă demonstrez, da? F. Ok. Hai să trecem la test. O să dureze ceva timp, revin un pic mai târziu. Crystal Disk Mark a terminat testul. Observăm că pe citire ajunge pe undeva pe la 170 de megabytes pe secundă, iar la scriere, că de fapt asta ne interesează, aproximativ 60 de megabytes pe secundă. Să efectuăm testul și cu AutoDisk Benchmark, cel de aici. Vedem că în cazul acesta pe F, disc F, apare deja SanDisk UltraFlare 64 de GB. L-am redenumit eu, dar în realitate nu apare așa. Lăsăm pe default așa cum vine programul să testăm și la fel revin puțin mai târziu. AutoDisk Benchmark a terminat testul. Observ că aici lucrurile au stat diferit în comparație cu programul anterior. Până în zona asta, viteza a fost cât de cât în regulă, asemănătoare cu testul anterior, cât de cât, dar mai târziu, aproape de zona de jumătate, a început să scadă. Nu foarte mult, dar cam pe la aproape de jumătate față de anterior. Da. Da, oricum, fiind vorba de un stick de buget, e acceptabil. Iar acum să testăm pe copierea de fișiere. Hai să copiem prima dată niște poze pe el. Atenție, este pe USB 3.0 acum. A pornit foarte bine. Deocamdată viteza e cât de cât stabilă. E vorba de 1 giga de poze. Ok. Să copiem și o imagine ISO. E vorba de Windows 10. Să vedem. Straniu, dar de ce pățește așa? Atenție, acesta este un test cinstit, deci pe bune, nu cum mai fac alții pe YouTube sau în altă parte. Ok, a pornit, s-a dus spre 58 de mega. Să vedem mai departe. Scade în jos, ba crește. E ca și cum în stick-ul respectiv, controllerul sau memoria respectivă se supraîncălzește și limitează viteza. Ceva gen. E destul de straniu. Da, ne oprim aici cu copiatul că durează foarte mult.
Hai să încercăm și un cu un clip video, e de aproximativ 3 giga și jumătate, cu aproximație. Da, e ca și cum s-ar fi supraîncălzit acel stick și limitează viteza. E destul de oribil. Încă un lucru, eu am testat pe toate USB, o parte și USB-urile din spate al desktop-ului meu și același lucru. Nu e nicio diferență. No, e oribil. Hai să efectuăm testul și pe USB 2.0. Stick-ul a fost introdus în USB 2.0. Să testăm cu Crystal Disk Mark aici și o să revin puțin mai târziu. Programul Crystal Disk Mark a efectuat testul, aproximativ 40 de megabytes pe secundă viteza de citire și viteza de scriere aproximativ 20 de megabytes pe USB 2.0. Să trecem la testul cu celălalt program, Crystal Disk Benchmark, să pornim testul și revin un pic mai târziu. În sfârșit a terminat testul și AutoDisk Benchmark. Aici mi-a plăcut foarte mult stabilitatea, însemnând că viteza de scriere este de aproximativ 23 de megabytes pe secundă și viteza de citire de aproximativ 38 de megabytes pe secundă. E un ATU chiar unul foarte bun. Da, se putea o viteză mai mare pe USB 2.0, dar hai să nu fim curcătași. Totuși, stabilitatea este una foarte bună. La fel, să vedem și viteza de scriere pe stick-ul nostru de la SanDisk. Niște poze, da, e în regulă, de aproximativ 23 de megabytes. Și nu pare să scadă, e foarte stabilă viteza. Deci pe USB 2.0 e în regulă. Hai să copiem și o imagine ISO, Windows 10. A pornit foarte prost. Straniu. Da, e destul de stabilă. Sincer, sunt dezamăgit în privința copierii unui fișier ISO pe stick-ul nostru de la SanDisk. Pe USB 2.0, atenție. Din câte se vede, pornise bine la aproximativ 20 de mega, aproximativ 22 de megabytes și a scăzut până la 10, uneori cade și mai jos, teribil de jos, în jur valorii de 1 mega, e ridicol. Uitați aici, vedeți? Iau, 300 kilobytes. E teribil. Să copiem și un fișier video, cel de aici. E de aproximativ 3,5 giga. Să vedem cum se comportă la acesta. Da, mai teoretic e cam la fel. Aproximativ 10-13 megabytes pe secundă. O să revin puțin mai târziu să vedem ce se întâmplă cu stabilitatea vitezei de scriere. Totuși, observ că la copierea pe stick, la scrierea unui fișier video de 3,5 giga, e de chiar foarte stabilă viteza, doar că tot e mică. Mă așteptam să fie mai mult. În program, în software-urile respective, îmi dăduse o viteză de 23 și aici este puțin sub jumătate. Dar nu-mi convine, sincer. Sunt dezamăgit. Hai să efectuăm testul, că uitasem să fac anterior, să copiez fișierele de pe stick pe desktop. De data asta vreau să testez în practică citirea fișierelor. Megabytes, 38. Aceasta este viteza de citire de pe stick. Ok, văd că nu scade, e în regulă. Iar acum să testăm și o imagine ISO. Și observ că totul e în regulă și aici. A copiat aproape jumătate din imaginea respectivă. Să copiem și un fișier video. Și
și la fel observ că viteza de citire este una foarte stabilă. A fost introdus în USB 3.0. Deci nu apare? Straniu. Da, a apărut. Să copiem prima dată câteva poze, un giga de poze. Și copiază cu 150 de megabytes pe secundă. Exact. Să copiem și un fișier video. Da, ai prima dată imaginea ISO. Aproximativ 166 de MB pe secundă, 165-166, e foarte bine, dar mă rog, la urmă, până ne interesează viteza de scriere, nu viteza de citire, dar e bine de știu și datele acestea. Să copiem și un fișier video de 3,5 GB, la fel se citește cu aproximativ 165-166 de MB pe secundă. Da, și cred că aici e de la SSD-ul meu. Da, să verific. Nu, e de la stick. Nu e de la USB-ul. Nu e de la SSD-ul meu. De la stick face așa. Da, în fin. Cam acestea au fost testele efectuate pe un stick de la SanDisk de 64 de giga. Acesta a fost un test autentic, pe bune, nu ca unele teste de pe YouTube unde se copiază fișiere mici de până într-un giga și bineînțeles că acolo copiază în regulă, plus că unii probabil fac pauze între teste pentru a nu se supraîncălzi stick-ul. Acesta a fost forjat continuu. Sunt relativ mulțumit, asta pentru că nu va fi folosit continuu, destul de rar, nu des, așa că aș putea spune că e cât de cât în regulă. Știți voi vreun alt, din curiozitate întreb, ca să postați în comentarii, știți voi vreun alt stick care să aibă stabilitate pe viteza de scriere, nu citire, că acolo nu prea mă interesează, dar atenție, până în 100 de lei sau 20 de euro. Eu am căutat și din păcate nu am găsit. Avusesem un stick mai de mult de la Kingston, unul albastru, o să pun poză pe ecran dacă găsesc, că nu-l mai țin minte, din păcate n-a mai funcționat cu câțiva ani în urmă, n-a mai fost recunoscut de PC, nu dau seama de ce. Cam aici se termină acest clip, dacă v-a plăcut nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!